Mâncava raiul să mă mănânc. Nu dați căptură, nici așa, nu te bate nici la stânga, nici la stânga. Să mergi drept înaintea Domnului. Ca să mergi drept înaintea Domnului, vă trebuie două ziduri mari. Dar nu de piatră, mă, nu de cărămidă, nu de ciment, nu de fier. Două ziduri duhovnicești. În dreapta asta aveți frica lui Dumnezeu. Că ziceți, vă dați căptură, cu frica lui Dumnezeu să abate tot omul din așa. În stânga să aveți frica morții, ca uceduce Iisus Fiul lui Cereal. Fiule, adu-ți aminte de cele mai de pe urmă ale tare și în veac nu vei greși. Cine are frica lui Dumnezeu în dreapta și frica morții în stânga, totdeauna merge drept înaintea Domnului. Da, așa, mamă, unii veți duce să aveți aminte pe Doamne Iisus și moarte, pentru că nu scăpăm niciunul. Deci spune Evanghelia Mântuitorului. Privegheați și vă rugați că nu știți ziua nici ea. Știm că plecăm, dar nu știm când. Și o clipă nu poate în idei, poți să avem 1.000.000 de doctori, o clipă de viață. Că zice la ei creștian și la, ai văzut la psalmii, ai pus cu palme măsurate zilele mele. Și la ei creștian, clipele vieții tale sunt în mâna mea. Pot să am 1.000.000 de doctori, că nu poate mai de o clipă de viață. Că viața e mâna totului tău. Deci e să aveți frica lui Dumnezeu în dreapta și frica moștă în stânga și vei merge totdeauna drept înaintea Domnului să ne întâlnim cu toți, mamă, la rai. La rai noastră, cu starița voastră și cu duhovnicul, să vă văd la rai, dragă, da, mamă, cu tot soborașul tău. La rai, mamă, la rai cu tot. Merită în toată. Și zice Psalmul 89. Anilor 70, dacă ai fi în putere 80, și pe urmă ce spune la Sfântul 11, dacă ai trecut de 80, o să ne-am ajutat. Eu am pășit pe 85 din aprilie și am 5 operații, am fost la iar, nu-i scosuri nici o țină. Ei, la parhun, o fost mitropolitul la mine, săracul, că eu ești domnicul lui și nașul lui de călugărie, o fost cu visarul, cu calenicul, vicarul. M-au adus o ladă scumpă, frumoasă, tare, plină cu medicamente din Germania. S-a donat ospitalului Parhon, unde eram eu. Mitropolieul a donat ospitalul pentru mână. S-a venit Iedul Mitropolie, că m-a văzut, a început a plăni. Eu, domnicul lui, când era student. Și nănaș, ca el la călugării, pe Daniel. Da, mâine, pământ, plec și eu. I-am spus, în altea, să-mi sunteți catastă pentru mâine, eu, când mă sunt, trebuie să plec. Frate mei călugări, a murit aici părintele Vasile în 31, părintele Gerasim în 33. Pe mine m-au adus aici când eram de 16 ani, ei m-au. Dar ei știu psaltirea toată pe de rost. Cu tot cu cântările mă știu și doar noaptea să crei, 3 ori. Când am venit de o sărătărie, n-am găsit un pat în mănăstire. Tot dune pe rogoș în jos, pe scaune, și patru aveau să crei, care era tăi și tăi frate cel mai mare meu, Gerasim. Hai pe Doamne Iisus în minte că trupul e Marta și sufletul e Maria. Trupul punea la treabă, Maria este mintea, sufletul te pui la picioarele Domnului. Era că n-am venit ceva aici 40-50 de puznici în pădure și maica era vreo 70. Era una fiică de ministru, maica de Noveasana. Avea acte de la Carol I, să stea în toate țările. Da, călugări, era Venamin, era Pamu, Penamin, la Părăuau, era Partenie, era Melede, era aici de la Ghigila, Păinalul Partenie, din Bietșești, călugări am găsit din pustii sărași. Oriunde suntem, Dumnezeu e de față. Ai văzut ce spune, a Domnului este pământul și plenirea lui. Noi să fim totdeauna ca în fața lui Dumnezeu. N-ați auzit voi, e cel mai mare duhovnic al țării, a fost Vicenții Mălău. I-a fost duhovnic. O tată în Sfântul Munte, 35 de ani cu starețul. La 7 ani s-a dus în Sfântul Munte. Și-a murit starețul cu urcă, în 1000 era aici, o tăbărițe, care era din secol. O pus stareț, în două rânduri. Și urmă a ajuns duhovnic la Agapia Mare. Câți duhovnici am cunoscut, pe Ieftimii, pe Teodul, pe alte mari duhovnici, dacă așa l-am.
Tot dădea de pământ. Tot, getul Vicent. Când nu mai avea ședatul, și ăla mașii cere bogatul. Maică, ce rost să ne împrumut niște bani, cum nici Hristos la poartă. N-au ce să-i dea. Și mașii dădea, dar nu mai împrumutai, dădea așa, știi, ca să dea. Când ne-am dus la el, de părinții ne spui ultimul sfat. Da, dragul tată. Țineți minte ce vă spune popa Vicent. Răbdare, 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 când apare mantare că-i gătit, eu iau de la capăt și iau. Răbdare, 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 răbdare. Mâncava raiul să vă mănânc.